s-a deschis, mă, zic, ce s-a întâmplat? Formularul. Stați așa, să arătăm și la Facebook. Să arătăm live pe Facebook. Ce vrei să arăți live? Stai că s-a dus acum, se duce cu laptopul la camera lui, ca să vadă toată lumea că s-a deschis. Nu, vreau să arăt. Vreau să arăt cum programul de depunere a reclamațiilor online este între orele 8.30, 18.30. Așa. Deci ăsta e. Mi se ăsta pare fabulos. Ia că s-a ridicat. Ăsta e. Vreau să citiți. Te credem pe cuvânt. 18.30. Te credem pe cuvânt. Dar? Ia zi. Ce treci? Formular de sesizare online s-a deschis! Bine, elev Petreanu, vă rugăm să treceți la locul dumneavoastră, să reveniți. Suntem la dublu sau nimic, am uitat să spunem asta. E un detaliu. Da. Live pe Facebook, asta vă spunea și Vlad ceva mai devreme, s-au încercat să vă comunice. Suntem live pe pagina de Facebook Europa FM. Mai întâi cu formularul de la ANPC, s-a deschis formularul online pentru reclamații. Da, să trebuie să zice, înainte de a depune reclamație, vă rugăm să vă adresați în scris operatorului economic și să așteptați un răspuns din partea acestuia la adresa transmisă. Deci orice, numai să nu-i deranjezi. Băi, vrei să depui o reclamație la Protecția Consumatorilor? Mai întâi e după program online, nu se poate cum vrei. După care, când în sfârșit se deschide ghișeul de la formularul online, ești întrebat. Ai scris la operator? Nu, mai întâi scrie acolo și așteaptă răspuns. Da, da, da. Asta dacă dai cât... nu, te trimite înapoi. Și după aia accesezi formularul de depunere online, da. Și într-adevăr poți să scrii, Doamne, poți să scrii, fii atent. Fabulos. Bun, avem 400, auzi, m-am dus cu capul. Avem 800 de euro în dimineața asta, la dublu sau nimic. Luca pare să nu participă la treaba asta, are emoții pentru dublu sau nimic. Florin din Pitești e cu noi, să-l salutăm. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața. Ce faci tu, Florin, ia zi. Ce să fac la servici? Să nu depui o reclamație că te-am ținut la telefon câteva minute. Nu. Deși acum poți să o faci și online. Florin, să știi că ai 800 de euro de câștigat astăzi, doar dacă răspunzi la 4 întrebări, ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. E adevărat, te poți opri înainte de finalul concursului și rămâi doar cu banii câștigați până atunci, sau dublezi de fiecare dată, însă riști să răspunzi greșit, sau după cele 8 secunde și banii să rămână la Luca. Da. Mulțumesc. Da? Bine. Da. Hai să vedem. Ești singur, ești la serviciu, ești cu colegii. Cu colegul. Cu colegul? Cum îl cheamă? Cu colegul Florin. Cu tot Florin? Tot Florin. Auzi, da, pe voi dacă vă strigă cineva, răspundeți amândoi. Oh, suntem trei, dar unul nu e. Bine, Florin, ce să zic? Te credem pe cuvânt. Bine, Florin, atunci regulile ți le-am spus, bănuiesc că ai mai ascultat. Hai să îi trecem la treabă. Când sunteți gata, domnii Florin, putem începe, doar să ne spuneți. Suntem gata. 100 de euro. Prima întrebare. Ce metal are simbolul chimic Li, Luca Ion, și este folosit în fabricarea bateriilor? Litiu. Litiu. Litiu drag. Litiu drag. Da, litiu drag. Mamă, ce baterie are. Uite și pe Facebook Maricela spune litiu. Ce faci tu, litiuleț? Don Leonard, litiu. Marius Don Remus. Don Leonard? Litiu. Da, intrați pe pagina de Facebook în live-ul nostru. Ce mișto. Să vedeți că vin răspunsuri și acolo. Litiu. Foarte multe. Și da, simbolul de la liță, ce care e? L și ță. Da, liță. Nu cred. E de cupru? Cred. Bun. Lița. Că a zis bine. A zis bine, bravo, litiu. Ai 100 de euro, Florine. Da. Bun început. Ai putea început să dublezi banii. Sau să iei și să mergeți la o bere. Începutul unei frumoase prietenii. Corect. Hai să auzim și întrebarea lui Moise. Vezi, toată lumea e... Ar trebui să punem întrebarea lui Moise mai la spre final. Știi, să-și dorească toată lumea să audă întrebarea lui Moise. Cred că ar fi mai bine. Eu bun aici. Mergem la întrebarea lui Moise? Mergem la întrebarea lui Moise. Întrebarea lui Moise. 200 de euro. Și acum se despart apele. Nu-ți fie frică, Florine!
iubește oamenii. Haide, George. Trezește-te. Puțin suspans. Până vine întrebat. Crezi că Moise vine așa oricum? Îi se face rolul lui Florin, celălalt. Nu ăla de la telefon. Ăla de acasă. Florin, spune-mi, cărui filozof și matematician grec îi este atribuită teorema care spune că într-un triunghi dreptunghic suma pătratelor catenelor Pitagora este egală cu pătratul ipotenuzei? Pitagora. Pitagora. Râde Luca, de ce? A zis pătratul catenelor. Ai zis pătratul catenelor? Catetelor, a zis. Nu faci nimic. Pătratul cateterelor. Răspunsul ar fi fost corect, mă, normal, dar... Așa am zis? Dar cu catete, asta a fost o capcană cu catenele. Pitagora, la vârstă. Lasă-ți, e bine. E bine. Să vezi că trecem lui că... Și prea multă reclamă strică. Să vezi că trecem la aia cu Arhimede, cu cadă. Da. Ce acte ratate acolo. Bine așa, Florin, bravo. Da. Hai că ce ne-a mai distrat, nu? Florin, da. Scopul. Mai ești? Mai sunt. Bravo. Și mai vrei? Mai vrei să te joci? Nu, cred că o să mă opresc aici. Păi ce am făcut? Ce tristețe. Ne oprim aici? De ce să ne oprim aici? Păi e luni, ca să mă opresc mai încet, mai ușor așa. Hai că am vorbit și de Pitagora, uite. Da. Mai avem două întrebări. Nu, mulțumesc, că mi ajunge. Ne-am mai rămas niște bani. Cineva spune că dacă erau suma pătratelor catenelor, răspunsul corect era arșinel. Hai, Florine, nu vezi că e pe haz? Hai, mergi mai departe. Nu merg mai departe. Mai nu e greu. Chiar dacă. Ah, ok. Și asta o variantă. E prudent. Luni dimineață. Adevăr că și eu luni dimineață să încasez 200 de euro. Păi, așa. Dar nu-i rău. Păi da, mă, dar am muncit pentru banii ăștia. Adică nu e ca și cum i-a luat. E un început de săptămână destul de bun. Da? Ți-a dictat Florin. Da. Eu cred că te influențează celălalt Florin. Auzi, ia, sună-l și pe Florin. Să vezi, Florin, ce zice Florine. Păi Florin e aici. Păi ce, al treilea Florin? Ai zis că mai e unul? Da, e plecat el. E plecat. Bine, păi cum facem? Ne oprim sau mergem mai departe? Ia. Ne oprim aici. Mai gândește-te un pic. Nu mă mai gândesc. Nu te mai gândești. Nu mă mai gândesc. Bine, domnul Florin. Dar totuși aș vrea să aud a treia întrebare. Da, ești curios. Bine, hai, felicitări pentru 200 de euro. Bravo! Mulțumim! A treia întrebare era foarte simplă. Sunt curios dacă o să-mi răspunzi. Pe ce râu se află orașul Alba Iulia? Mureș. Da. Vezi cum ai trecut pe lângă încă 200 de euro? Florinul, da, din spatele așa lui Florin. Da. Eu nu știam. Ai știut. Nu știam. Da, așa e. Mai du-te și tu la Alba Iulia. Am fost, dar uite că n-am văzut râu. Am fost, da. Bine, Florin. Ai luat 200 și cu asta basta. Ai început săptămâna foarte bine. Bun. Bravo. Pește Florin, mic, pește bun. Florin din Pitești a câștigat în dimineața asta la dublu sau nimic. Ah, i-am și închis telefonul din greșeală. Mulțumim. Dar nu nimic, îl sunăm din nou și dăm banii. Ne sună celălalt, Florin. Mulțumim tare mult pentru că ați fost cu noi, inclusiv pe pagina de Facebook Europa FM. Revenim mâine dimineață cu încă 800 de euro.